Pensiunile turistice și vinăriile din țară se întrec în oferte pentru cei care vor să petreacă Crăciunul și noaptea dintre ani departe de forfota orașului. Meniuri variate cu bucate tradiționale, program festiv cu invitații aleși pe măsură, cazare cu proceduri spa sau căsuțe cu foc în șemineu și sobe sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de către administratorii localurilor. Cei care își doresc să petreacă astfel Crăciunul sau Revelionul vor scoate din buzunare de la 1000 până la câteva sute de euro pentru o persoană. Și în acest an, pensiunile turistice merg mai mult pe stilul tradițional. În afară de bucate gătite la cuptor, cei care vor alege să meargă la o pensiune vor avea parte de colinde și urături, dar și cazare în cele mai pitorești căsuțe. Chiar dacă ei nu înțeleg limba română, oricum noi o să-i colindăm, o să-i urăm. Ca culinar, avem în ziua de 31, noi o să invităm toți oaspeții să participe la pregătirea mâncării. Ați văzut afară, avem un cotlon amenajat, un cuptor în care am să facem mămăligă la cotlon, fripturică, vinul fiert, plăcinte la cuptor și tot ce se pregătește cu ei, aceea noi mâncăm în seara de Revelion, în afară de bucatele care sunt, mă rog, așa, făcute de bucătarii noștri. Pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul aici, va trebui să scoateți din buzunare în jur de 1000 de lei pentru cazare. Prețul este pentru două persoane. Anul ăsta, dacă vorbim de Crăciun pe stil nou, deja este rezervat ca cazare, dar masa încă de ca se poate de rezervat. Dacă vorbim de Revelion, deja evident tot e rezervat. Masa festivă independență, 200 de lei de persoană, 500 de lei de persoană, adică consumă, da, consumă ce vor. Dacă vorbim de pachetul format, deci este 1000 de lei de persoană în care include cazarea, dejunul, masa festivă. Cei care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la vinării vor achita dublu, aproape la 250 de euro pentru o persoană. În preț intră cazarea și masa festivă. Chiar și așa, în majoritatea toate localurile au fost deja rezervate. Vila Nord, pentru o cameră veți plăti 110 euro pentru că sunt condiții de VIP. Pentru Vila Centru și Sud avem camere de 60 de euro pentru o persoană, dacă sunt două persoane, 80. Pentru seara de Revelion vom avea muzică de calitate de la DJ-ul Igor Negruții și vom avea tombolă cu premii, colindători. De sărbătorile de iarnă, bugetarii vor avea 5 zile libere.